Bine v-am regăsit la Fotbal Show. FCSB închide această etapă cu numărul 28 din sezonul regulat cu o victorie incontestabilă în fața Petrolului. FCSB care, iată, pierde doar 2 puncte din ultimele 15 puse în joc. A fost o partidă la discreția roșalbaștilor, în timp ce Petrolul, iată, încasează în doar 2 meciuri cu CFR și FCSB numai puțin de 9 goluri. Analizăm, bineînțeles, ce s-a întâmplat în această partidă și încercăm să anticipăm ce urmează în ultimele 2 etape din acest sezon regulat până la înjumătățire. Alături de mine, în platoul Fotbal Show, Adrian Tristea, Răzvan Pleșca. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. Cred că n-am greșit când am spus că este o victorie incontestabilă, deci la discreția lui FCSB. O victorie lejeră, zic eu, a celor de la FCSB. A făcut un joc bun împotriva unei echipe, zic eu, măcinată de probleme. Să iei cât a luat 9 goluri în 2 meciuri, parcă e prea mult. Chiar dacă au jucat cu CFR și cu FCSB. Dar e de apreciat FCSB, un joc bun, cum am spus. Chiar vreau să remarc un aspect, că am văzut în minutul 90 cei de la FCSB, doi jucători care băgau alunecări, minutul 90 la 4-1. Asta denotă determinare, o atmosferă bună în cadrul lotului. Deci, arată bine FCSB-ul așa, per total. Răzvan, până la urmă, e cea mai convingătoare victorie din ale primelor 5 clasate, pentru că primele 5 clasate câștigă. Rapid s-a chinuit puțin la Botoșani, CFR astăzi cu UTA, Craiova la fel. FCSB și Farul par să câștige cel mai clar etapa asta. Par să fie echipele cel mai în formă. Acum aș fi spus că FCSB practică cel mai frumos fotbal. Unii poate vor spune că Farul în perioada asta. Oricum, cele două reușesc să impresioneze, nu doar câștigă puncte, ci și punctează și la capitolul spectacol și mi se pare că au așa o dezinvoltură în joc. Am văzut și la Farul. Și Băluță, și Mazilu scriu goluri și la FCSB, și mijloca, și șute, Juma, și atacantul, Companio, și ceilalți au ocazii. Practică un fotbal foarte frumos. Hai să mergem la declarații, să-l ascultăm pe Companio. Domnul ajunge la 16 goluri în acest sezon, Andreea Companio, în cursă și chiar favorit pentru câștigarea titlului de golgheter. Să-l ascultăm pe atacantul celor de la FCSB. Bună seara, felicitări, omul meciului astăzi, două reușite, a înscris și din acțiune. De cât de mult îți plac aceste centrări? Bună seara, mersi, dar cel mai important e că victoria, că am încasigat totele 3 puncte, dar după, sunt fericit și pentru mine, pentru că pentru atacante e gol la fel ca oxigen, nu? Și cum am zis mereu, nu-mi interesează dacă e penalti, dacă e central. Da, astăzi Risto a băgat o centrală foarte frumos. Și prima a lui din campionat, iată. Da, dar a făcut unul și important de la Conference League. Da. Da. Nu, era piciorul bun, el și Sorescu. Sunt foarte fericit că joc în această echipă și sper că mergem înainte și putem salutăm pentru campionat. Câtă nevoie aveai și de un gol din acțiune? Pentru că au fost multe din penalti. Da, nu, cum am zis, nu interesează prea mult de golul în general. Sunt atacante normale, e oxigen pentru noi, dar lucrul cel mai important e echipa, încerc să ajut echipa, sunt atacant și încerc să ajut cu golul. Te-ai supărat un pic că nu o să joci la Arad? Galbenul ăla te-a supărat? Da, e normal. Nu vreau să sar pe niște meci, dar asta a fost decizia. Nu cred că era... I-am încercat să explic cu arbitru, dar m-a zis că m-a explicat că cu piciorul l-am încălcat și gata. Acum am mult timp pentru să mă antrenez și mă gândesc pentru șepți. Am văzut destul de supărat, ai și gesticulat, practic te-ai rugat de el. Nu vreau să, cum am zis, nu vreau să stau acasă, am stat deja mult cu accidentare, cu suspendare, îmi pare rău, dar asta e. Simți adrenalina play-off-ului care va urma?
Da, da, sigur, sigur. Nu vreau, am aștept să vină. Cercăm, avem două meciuri, e important ca să ajungem cu cele mai multe puncturi și după de ne acolo în fața începe alt campionat. Probabil te interesează și clasamentul golgheterilor din prima ligă și contează și faptul că... Mă interesează mai mult că de pentru echipa. Să luăm titlul, asta e obiectivul nostru și mă gândesc... Și titlul de golgheter nu te interesează? Nu. Că la un moment dat l-ai condus. Bonusurile la gol. Nu am bonusuri la gol. N-ai bonusuri? Nu. Ne avem, ne gândim doar pentru echipa și sper că să ajute echipa cu cât mai multe goluri sau astăzi să fie decisiv și castigăm. Leo Strizu a spus ieri la conferința de presă că pariază pe tine, că vei da două goluri astăzi. A simțit ceva cu... Mersi la ei, nu stia, dar m-a plăcut că echipa a fost cu mine, că meci trecut am avut puțin de ghinion, puțin din precizia, am ratat multe ocazii și sunt fericit că astăzi s-a întors. Mulțumim! Mersi! Pa. Da, l-am ascultat pe Andreea Companiu. Domnul, merge FCSB și cu Pintilii în tribună, și cu Gigi Becali care face schimbări, și cu Leo Strizu care n-are voie în vestiar, dar vine la declarații. Cumva merge echipa asta. Ama care ar fi motivul, sau vă dați seama dacă erau lucrurile normale unde era, nu? Putem să spunem și așa. Dacă erau lucrurile normale, poate erau mai... Era mai jos, poate nu mai erau așa. Era mai jos în clasament. Da, sunt într-o perioadă foarte bună. Se vede, cred că Pintilii a format o atmosferă foarte bună acolo între în vestiar. Cum am spus mai înainte, că am văzut foarte determinat și chiar și minutul 90, când scorul era 4-1. I-a dat libertate, probabil, și Pintilii se mai vorbesc între ei, 4-1 cu Pintilii. Dacă lucrurile merg bine, nu trebuie să schimb nimic, nu? Da, până la urmă, cred că Pintilii absorbe cumva presiunea de la patron sau și din mass media și cumva acolo, venind dintre ei, că bănuiesc, contează și asta, venind dintre ei, știe exact fiecare ce poate, ce vrea să audă. Merge așa. Pintilii are o abordare mai light, așa, gândește, nu? Argentina a ieșit campioană mondială avându-l pe bancă pe Scaloni, care nu a antrenat. Tot așa, venea dintre ei. Exact, și nu a antrenat nicăieri, să zici că avea experiență pe la echipe de club. Da, Petrolul, spuneam, încasează, iată, 9 goluri în 2 etape, 11 în 3 etape, e adevărat, de la primele 3 clasate. Haideți să-l ascultăm și pe Constantin Budescu. Bun găsit, cum ai catalogat partida de astăzi? Ați părut că puteți să reveniți după acel gol egalizator, dar... A părut, da. Am început și bine, am... A avut câteva situații, după care primim un gol prostesc, cum ne-am obișnuit de altfel. A reușit să egalăm, dar din nou ei au scris din penalti și după aia am tot încercat să alergăm după egalare, dar nu ei au reușit să mai înscrie și cam asta a fost soarta jocului. Când ai simțit că s-a rupt totul? După al câtelea gol? Nu știu, probabil după al treilea gol. Repriza a doua nu începusem rău, ca să zic așa, am încercat să ne apropiem de poarta lor și să înscriem, să egalăm, dar după care a fost acea centrale. Noi n-am reușit să ne apărăm cum trebuie și la 3-1 zic eu că s-a cam terminat. Ai avut și o execuție acolo cu călcâiul în prima repriză? Da, execuție ce mai contează. Important era să nu pierdem aici, dar a fost destul de greu. O victorie meritată și acum n-avem ce să facem, trebuie să ne uităm la următorul meci. Ți-a adus aminte și de vremurile bune, de amintirile pe care le-ai trăit aici, pe stadion? Mi-am adus aminte, da, pentru că au fost amintiri plăcute. M-am întâlnit cu foști colegi, pot spune că cunosc 90% din ce e aici la Steaua și nu am avut, să zic așa, probleme. Păi s-au mai schimbat din jucători, ca să zic așa, și na, altceva, mulți din staff sunt pe aici. Îmi pare rău că n-am putut să mă văd cu Pinti, am înțeles că e suspendat, nu înțeleg de ce a jucat, a luat roșu ceva, nu știu. Păi nu știi situația. Da, a primit pentru că a dat indicații. Da? Da.
Pentru că n-are licență. O prostie. O prostie. Mai mare decât orice altceva, nu știu, dar la noi suntem obișnuiți să facem tot felul de prostii din astea, ca să nu le zic altfel. E un semnal de alarmă și pentru voi, actualii jucători, să vă pregătiți dacă vreți să fiți antrenori, să vă apucați de învățat de acum. Păi ce să înveți? Dacă știi fotbal, Pinte a jucat fotbal peste tot și a jucat și la echipa națională atâtea meciuri și știe fotbal. La ce să pregătească? Trebuie să știi să antrenezi și să nu ceea ce înveți, ca să zic așa. Dacă are nevoie să învețe, cu siguranță o să meargă să învețe și altceva. Dar pe parcurs. Deocamdată, dacă cei de la Steaua îl acceptă așa și sunt mulțumiți de ceea ce face aici, care este problema altora că nu are licență, nu înțeleg. Că nu l-angajează cei de acolo, cei de aici l-angajează. Astea sunt. Mulțumim. Da, Constantin Budescu, vorbim și despre situația lui Pintilii, o să discutăm și cu asta, cu licența, dacă vom avea timp. Domnilor, cum e cu Petrolul? Când a venit Budescu, când a fost anunțat transferul lui, Petrolul era sus în clasament și chiar te-ai fi așteptat să ajungă, domnule, atmosferă, suporteri, totul, vine Budescu, e cu Gicu Grozav acolo, să vedeți ce echipă își face Petrolul. Și Adrian, dintr-o dată așa o cădere din asta, cu siguranță neplătiți, am înțeles că e și în pericol echipa să nu primească licența, pentru că are foarte multe datori. Păi cu siguranță când a venit Budescu, Grozav și ceilalți jucători, au avut niște promisiuni. Corect. Nu a venit fără să avem niște garanții sau niște promisiuni din partea conducerii, dar se pare că, cum ai spus și tu, problemele sunt foarte mari la Petrolul și am înțeles că riscă să nu ia licența, nu, pentru sezonul viitor. Ei au noroc acum că au făcut foarte multe puncte la începutul sezonului regulat, când au câștigat din entuziasm atunci niște puncte. Acum e răzvan asta, adică totuși e un oraș cu tradiție fotbalistică. Acolo tot timpul, adică să nu uităm și ultima perioadă în care Petrolul a fost în prima ligă, e adevărat că s-a finalizat într-o situație tot cum e acum. Dar a fost un loc 2, nu? O Cupa României. Îmi aduc aminte atunci când a fost și Adrian Mutul la ei și apoi și Cosmin Contra. Ce se întâmplă acolo? Adică mă uit, de exemplu, la alte orașe, Botoșani, Arad. La Arad nu mai vorbesc, că e pe penultimul loc. Totul este la zi, sunt niște condiții senzaționale acolo și sunt pe penultimul loc. Oamenii aia nu cedează. La Petrolul de ce nu se întâmplă asta? De ce crezi tu? De ce n-au reușit să găsească sponsor? Dar uite, știi că multă vreme am așteptat să revină aceste echipe de tradiție. Corect. Cu mulți suporteri în prima ligă. Și iată, Hermannstadt a depunctată pentru datorii și Petrolul mai rău. Așa, și dacă va retrograda UTA, nu știu, adică nu e vina celor de la voluntari. Corect. O echipă fără tradiție și fără suporte, sau cum era înainte Clinceniu sau Mioveni, dacă echipele astea reușesc să rămână în prima ligă, nu e vina lor pentru ce se întâmplă. În schimb, Petrolul, uite cât de multe goluri ia și ce probleme au, de când a plecat Tamaș. Fost o mare, adică eu cred că aveau mai multă nevoie de Tamaș decât de Budescu, de exemplu. Da, Adrian, apropo de Budescu, îți place la ce parametri fizice avea? Știi. Bine, la cum joacă de plăcere acolo. Am înțeles că sigur bani de la Petrolul sunt chiar de la Constantin Budescu personal, care dă prime, am înțeles. Știm. El de la sine putere. Asta zic, îl place pe Budescu, joacă din experiență, din plăcere, așa mai bate lovitură, mai are o execuție, dar se vede că nu e profesionist, ca să zic așa. Nu e... Cum ai spus și tu, dacă mai dă și bani la echipă, probabil și acționar, patron, se dă acolo ceva. Deci, creditor. Deci da, vă dați seama, oficial, că el nu-i la masa credală, el dă din buzunarul lui, din bugetul. Deci vă dați seama ce probleme sunt acolo și ce haos e acolo. E penibil să vină un jucător care, hai să zicem că e cu sufletul acolo și să dea bani la jucător ca să vină la antrenamente, să-i motiveze să dea un gol sau... Așa îți dai seama cât de grav e. Da. E situația la Petrol. Și asta în condițiile în care, Răzvan, ai un buget asigurat din drepturi TV, adică dacă stai să faci o socoteală la salarii, cred că ți-ajung drepturile la TV, măcar două treimi din sezon. Unde se duc banii ăștia? Eu nu înțeleg. Și la Gaz Metal, că tu știi, mă, unde se duc toți banii ăștia? Bine, mulți se duc pe reziliere de contracte la jucători, pentru că atunci când se reziliază, se dau niște salarii compensatori. Dar mi se pare așa, ori e managementul foarte prost acolo, ori chiar nu sunt bani și
se joacă mai din talent. Avem discuțiile astea, Madalin, de 10 ani, de zile, despre MN. Am depășit, am zis, avem stadioane noi, acum avem echipe de tradiție. Uite, sezonul ăsta, de exemplu, am înțeles că e la stadioane cea mai multă lume din ultimii 10 ani, adică am zis și noi că depășim puțin. Nu cred că avem management în România la echipă, la fotbal, că în afară de televiziuni și câțiva sponsori, altceva nu mai face nimic să mai atragă bani din altă parte sau, nu știu. Nu știu, încep să cred că drepturile astea te vezi, adică nu că sunt prea multe. Adică învățăm cu bine, știi, și rămân doar cu banii ăștia și nu mai face nimeni niciun business în asta fotbalul. Asta zic, mai interesa nimeni doar să se trăiește, nu, să crească. Nu se mai agită, nu mai caută alte surse de venit. Avem drepturile și cu asta ne... Și tot primim de vreo 10 ani amenințări din partea Federației și Ligii că se vor da reguli, se vor depune garanții financiare, adică și nu s-a luat nicio măsură. Da, eu cred că la într-o zi vom ajunge și la asta. Da, mai discutăm, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, mai avem bineînțeles și alte reacții de la această partidă, FCSB Petrolul, revenim imediat. Am revenit la Fotbal Show, mergem însă din nou la declarații pentru a-l asculta pe Octavian Popescu. Bun găsit, Tavi, victorie. Astăzi, cum a fost? Bună seara. A fost un meci foarte bun pentru noi. Am pregătit toată săptămâna la antrenament și cred că am făcut un meci foarte frumos, cu goluri multe. Spectacol ați făcut? Păi spectacol, goluri multe, da. Cât de importantă este această victorie, ținând cont că nu ați reușit să câștigați pe teren propriu în 2023, ați spart în sfârșit gheață? Da, este prima victorie, dar am avut ghinion până acum. Și este foarte important că a reușit și ăsta este un derby cu Petrolul și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm. Pentru noi începe play-off-ul de acum și trebuie să ținem mai victorii pe linie. Tavi, pentru tine cum e toată discuția asta? Unii Inter, alții, bandă stângă acolo, tu cum te vezi mai mult? Eu joc unde sunt folosit și sper să o fac cât mai bine. Dar cum ai primit vestea că vei juca Inter? Pur și simplu, cum mi-a spus echipa, am aflat că joc Inter. Și cum ai reacționat? Normal. Adică tu te simți bine acolo? Simți că poți să dai randamentul 100% sau tot banda stângă îți place acolo? Eu joc unde sunt folosit. Nu. Simți că trebuie să joci și pe mai multe posturi, să fii un jucător polivalent pentru a face pasul în străinătate la o echipă importantă? Contează foarte mult și asta, dar depinde. Fiecare cred că are o poziție preferată pe care se simte în largul lui. Ai avut astăzi o ocazie acolo, n-ai reușit să o bagi, ai încercat ceva cu... sau ai lovit-o prost? Nu, acolo nu mă așteptam să ajungă mingea la mine și m-am dus din instinct cu exteriorul și din păcate am ratat. Te-am văzut destul de supărat, ți-ai pus și mâinile în cap, vorbeai și singur. Da, am fost supărat pentru că nu prea am mai marcat de câteva meciuri și sper să intru din nou să marchez. Să știi că am analizat cifrele tale apropo de sezonul regular, sezonul trecut și cu acest an. Într-adevăr, sezonul trecut ai marcat de 7 ori, ai dat 2 pase decisive. În acest sezon, până acum, ai 2 goluri și 6 pase decisive, deci ești cumva nu acolo. Nu prea pot să le echilibrez. Nu-ți place? Tot cu golul vrei să fie mai... Nu contează, oricum să câștige echipa. Dar poți să faci o comparație între Tavi Popescu de anul trecut și Tavi Popescu de acum? Cred cum fost, te-ai schimbat? Cred că a fost mai matur, dar anul trecut marcam, pur și simplu. Deci asta te macină un pic faptul că nu reușești să marchezi? Nu mă macină nimic. Vin, îmi fac treaba, îmi place să mă distrez pe teren și pur și simplu. Cum ați primit vestea că Mihai Pintilei nu va mai fi alături de voi în următoarele etape? A fost un șoc sau vă așteptați? Noi venim, mergem la antrenament, ne antrenăm, venim la meci și cine stă pe bancă, noi ne facem datorie. Da, l-am ascultat pe Octavian Popescu, astăzi a jucat o repriză, domnilor, nou mijlocaș central, box-to-box, ceva de genul ăsta, sau Inter, așa, ca să-i zicem. E puțin îngrijorător pentru adversare, că tot am vorbit noi mai devreme. Gigi Becali face echipa, Mihai Pintilii stă în teren, vine Leo Strizu și uite cum FCSB chiar și așa și cu Octavian Popescu. Defilează. Exact, asta e. Adică cumva eu m-aș pune niște semne de întrebare dacă aș fi la rivalele lui FCSB. Bine, a fost un meci lejer contra cel de la Petrolul. Nu poți să iei prea în serios meciul acesta. Dar au dat 4 goluri.
Uite, îți place de Octavian Popescu? Frumos, Adrian. Îți place de Octavian Popescu? Îmi place de Octavian Popescu. Are calități foarte bune, îndemnare foarte bună, dar trebuie să-mi pună pe el mușchi, nu? Un pic de masă musculară. Că fotbalul de afară, fără să fii puternic și pe picioare, nu, nu mai ce face. Te iau în spate și fu cu tine. S-a schimbat fotbalul față de acum, nu știu, 10 ani, 20 de ani sau cum eram noi înainte. Ziceam că mai driblăm, că noi suntem, ne place mingea, mai driblăm, dar acum nu vezi că nu reușim. Parcă s-a și schimbat puțin. Nu reușim să nu reușim să mai trebuie să fii atlet în primul rând și după aia din calități. S-a schimbat mult. Răzvan, tu ce zici de situația asta cu Pintilie așa? Ți se pare normal totuși să-l suspensi 4 etape? Că... Adică mă uitam de exemplu la, nu știu, la, hai să-ți dau un exemplu, la Real Madrid. Acolo, când e fază fixă, vine băiatul lui Ancelotti, iese la margine și dă indicații, spune că el se ocupă de fazele fixe. Sigur are, băiatul Ancelotti are licență sau acte sau ce... Nu, vreau să spun că Ancelotti, care este antrenorul principal, vorbește cel mai puțin. Restul dau indicații ceilalți de pe bancă. Adică secundul, de multe ori am văzut preparatorul că vine și vorbește cu jucătorul la margine, antrenorul de faze fixe. Adică acolo ies la margine 4-5 oameni, fiecare pe treaba lui. Adică Pintilie de ce n-ar putea să facă asta? Că asta nu, asta nu înțeleg. Ies la margine, nu neapărat că și la noi ies la margine 4-5 oameni și mai țipă, mai păi, zic Pintilie ceva. Păi Pintilie de asta mai... este. Că el este delegat teoretic pe acreditarea acolo. Este... Adică, ok, și dacă e delegat, ce delegatul nu are voie să vorbească cu jucătorii în teren? Adică mi se pare o prostie și asta. Sau, mă rog, argumentul ăsta. Dom'le, n-ai licență, n-ai voie să stai pe bancă, punct. Dar nu când spui mie că ai dat indicații și de aia nu stai. Adică mi se pare o prostie. Asta trebuie de la început. Dacă n-ai licență, să nu stai pe bancă. Și Neme Stoica, dacă vrea să, dai, să vorbească, să strige în teren de pe bancă, că nu strigă, are voie. Se mai ridică, strigă, mai țipă. Nu? Și el, dar... E vorba că Pintilie face antrenamentele. Văzut ca antrenorul echipei și am auzit pe Budescu acum și nu sunt de acord cu discursul lui. Oare mai trebuie să ai licență, trebuie să faci școală, trebuie să... perfecționezi. Dar de ce? Eu mâine vreau să te pun pe tine antrenor la echipa mea de fotbal. Ce? Eu dau bani? Eu? Adică nu mă interesează dacă tu ai licență. Eu știu că tu știi fotbal. Te înțeleg și... E afacere privată, adică... Te înțeleg și din punct de vedere că zici că Gigi Becali e patron și poate să pună antrenor pe, nu? Eu știu, femeia de serviciu. Se pun asta și în funcțiile ale statului se pun de asta așa că suntem prieteni. Adică de ce nu s-ar face în mediul privat? Pe banii omului, adică, na, nu știu, mi se pare... Și nu, dar și motivația asta, da, ok. Nu, da. Ok, n-ai licență, am înțeles că trebuie să treci printre niște etape, dar prin niște etape. Dar să nu dai indicații, adică pentru că ai dat indicații, asta mi se pare o prostie. Nu, oricum e o situație absurdă, na, mă rog, cum sunt multe în fotbalul românesc, dar sunt curios acum dacă antrenorul FCSB-ului va fi ales antrenorul etapei de cei de la LPF, pe cine o să? Știi că ei l-au pus, l-au dat pe Pintilie la un moment dat. Și nu e voie. Nu e voie să-l dai pe Pintilie. Nu știu, na, acum ar trebui să fie Leo Strizul la meciul ăsta sau Lucian Filip, poate. Da, Leo Strizu, am înțeles că nu mai intră nici în vestiar, în fine. Eu, ciudățenie, apropo de Leo Strizu, haideți să ascultăm și declarațiile antrenorului lui FCSB, nu? Unul dintre ei, măcar. Să-l ascult. Bună seara! Bună seara! Concluzii după acest rezultat mai simplu decât părea la început. Avem acest, ne-am propus acest obiectiv în acest ciclu săptămânal în care să luăm maximul de puncte, v-am spus și înainte și la conferință. Am trecut și de al doilea meci. Nu cred că s-a pus problema cine câștigă astăzi. Această ocazie țin să felicit toți jucătorii pentru prestația foarte, foarte bună. Credeam că s-a acumulat un pic de oboseală, dar m-au contrazis pentru că începând cu Olaru au făcut o mare risipă de efort. Jocul a fost la dispoziția noastră. Dacă eram mai atenți, cred că rezultatul era mai mare, diferența era mai mare. Ceea ce v-am spus și la conferință, am avut mare, mare încredere în companie. Am spus că din astea două meciuri s-ar putea să dea să înscrie de două ori, a făcut-o doar în meciul de astăzi. Îl simțeam de la meciul cu Argeș, pentru că este un tip care trece foarte repede peste un meci mai slab, se concentrează și eu cred că este cel mai bun vârf la ora actuală din campionatul nostru. Nu vă îngrijorează și aceste greșeli din apărare care se tot repetă aproape etapă de etapă?
ușor, ușor ele vor fi corectate, dar atâta timp cât echipa are un apetit foarte ofensiv, cred că nu este bine că vin aceste momente de relaxare, dar va începe play-off-ul și atunci va trebui să avem mult mai multă atenție pe faza de apărare. Spuneți de Companio, va sta la Arad, cât va conta asta în jocul echipei? A intrat bine și Omrani. E bine că avem dubluri pe post sau avem atacanți foarte buni și cred că ar fi rândul lui Omrani să fie marcator. Practic, echipa câștigă și când nu este Mihai Pintilii. Cum vedeți această situație? Avem un lot foarte bun. Sunt jucători foarte talentați. În primul rând, sunt profesioniști și ei știu foarte bine ceea ce trebuie să facă în aceste 90, 95, 100 de minute. Nu trebuie să dați prea multe indicații. M-ați avut oricum și tableta la... M-ați întrebat... despre decizia sau de colaborarea cu Pintilii, da. El fiind în tribună, eu da. Fiind pe bancă, v-am spus că nu este absolut niciun fel de probleme, pentru că noi avem încredere foarte mare în echipă. Da, da, ați avut tableta, adică a fost tableta acolo cu care ați comunicat, nu s-a ținut comunicarea cu el? Mă îndoiesc că cu cine se ținea comunicarea? Comunicarea există, dar v-am spus și eu și Pintilii, ne bazăm foarte mult pe jucători și pe echipă. Dar cum ați luat deciziile? Împreună pentru acest meci? Nu. Nu are rost ca să intrăm. Știți foarte bine situația. Pintilii e cel care decide. Egiuma intră și marchează. E un lucru bun pentru echipă. A marcat și din postura de rezervă. Le dorim să înscrie de acum încolo mai mult. Pentru că vom avea nevoie de un apetit ofensiv foarte mare. A fost și o replică din partea lui, acest gol până la urmă. Că a intrat de pe bancă, a dat gol. Cu siguranță se aștepta să fie titular. V-am spus că trebuie să existe, să avem grijă de un rulaj în această săptămână. Se acumulează oboseala, ne așteaptă un meci foarte greu la Arad, un teren cam rău, atunci acest rulaj a fost benefic pentru echipă. O să mai vedem acea tabletă și la următoarele meciuri? Nu știu dacă o să mai vedeți sau nu o să mai vedeți. Dar contează foarte mult atitudinea jucătorilor. Mai puteți, domnul Strizi? Vreau să vă, să vă spun că am stat... și m-am gândit, în această seară am luat o decizie grea pentru mine, poate și pentru club. Este ultimul meci în care voi mai avea colaborare cu FCSB-ul. Când ați luat această decizie? Decizia am luat-o astăzi, ieri, m-am gândit, dar cred că această decizie din motive personale îmi aparține. Nu o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine. Dar nu lăsați clubul într-o situație dificilă, mai ales acum că Mihai Pintilii este suspendat? Aș vrea să închid acest subiect. V-am ne spus puteți decizia spune, domnul mea. Măcar ce sau câteva dintre lucrurile care v-au determinat? Să... Nu. Nu vreau să intru mai mult în dar acest ne puteți subiect. Spune dacă au fost lucruri care v-au deranjat? Sunt, în această perioadă? Am motive personale în care m-a făcut să iau această decizie. Da. Nu este ușor, dar trebuie să o iau și în cazul să... în care nu se va găsi o soluție pentru banca tehnică, pentru meciul de la Arad, totuși, pentru că e timpul scurt, vă gândiți să ajutați echipa totuși la acea partidă? Sau... Eu atâta pot să vă spun. În Valii, iar găseală, va avea demisia mea mâine pe birou. Deci, indiferent ceea ce... Dacă se întâmplă ceva sau nu. Și vreau să vă mai... Întâmplă ce? Dacă găsesc, nu găsesc, poate vă roagă să rămâneți. Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat această hotărâre de la început în care am acceptat acest post.
indiferent că am contribuit sau nu am contribuit, am ajutat sau nu am ajutat echipa, eu cred că mi-am făcut datoria. Dar au fost... Vorbim la conferință. Interesant. Leo Strizu își dă demisia. Cum a spus și... Nimeni nimic, știți vorba aia, nimeni nimic. Leo Strizu a fost ultimul meu meci la FCSB. Cum a spus și dumneavoastră, din motive personale, probabil fi ajuns și lui, că toată lumea... Face mișto de el. Face mișto de el, a fost pe capul lui și presa și toți oamenii din fotbal și probabil nu a mai rezistat, nu știu, psihic sau s-a săturat, dar... Da, dați seama ce palmă, tot părerea mea, să zicem că moment... FCSB ia titlul cu Leo Strizu pe bancă, adică mi se pare că renunță. Asta zic, părerea un moment neinspirat acum să... Asta spun, în momentul ăsta... Mădălin, noi l-am prins pe Leo Strizu jucând la FC Brașov, a fost un jucător bun, adică n-a fost un oarecare în fotbalul românesc. Și era un jucător cu personalitate la FC Brașov, liderul vestiarului. Totuși, părerea și nu acceptă și el... puțin vina celor de la... Da, eu știu că el are o relație foarte bună cu Gigi Becali, că doar de aia așa... Asta spun, părerea mea că și vina celor de la FCSB, că l-au tratat în felul acesta, cum ai spus și tu, că nu lăsau în vestiar sau că, cred că nu l-au luat, că a fost un nu l-au luat în antrenament, dacă tot îl pui antrenor principal, chiar dacă în ghilimele de rigoare, dar trebuie să fie acolo, lângă echipă, să stea pe bancă, să fie la antrenament, să... nu poți să o tratezi în halul acesta. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, mai avem însă câteva declarații, rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit la Fotbal Show, vă promiteam că vom mai asculta câteva declarații, mergem din nou pe Arena Națională, îl ascultăm și pe Darius Olaru, dacă l-avem pregătit, a vorbit ceva mai devreme, Darius Olaru de la FCSB. Bun găsit, Darius, în primul rând vorbim despre victorie, dar hai să vorbim cu cine a șocat și pe noi aici la Flash prima dată. Leo Strizu anunță că își dă demisia. Cum vezi această situație? Da, acum am aflat și eu. Nu știu, așteptăm pe cineva în continuare dacă dânsul și-a dat demisia, nu știu încă nimic. Cine știe, poate se răzgândește și va continua lângă noi. Dar voi trăiți așa șoc după șoc. Prima dată este Pintilii suspendat, apoi câștigați la scor, apoi mai aflați că mai rămâne și fără Leo Strizu. Da, din păcate pentru noi toate deciziile astea sunt contra noastră, dar noi încercăm să ne facem treaba pe teren și să obținem victorii. Din nou risipă mare de efort astăzi pentru tine, cât de mare e dorința pentru titlul în acest an și te văd parcă, față de Darius Olaru din anii trecuți, parcă te văd mult mai îndârjit așa în dueluri și chiar în reacții după. Da, îmi doresc foarte mult să, toți ne dorim să câștigăm titlul în acest an, vom vedea dacă vom și reuși, încercăm să dăm totul de la meci la meci și să câștigăm meciul, pentru că asta ne vor menține aproape de primul loc și sperăm noi pe primul loc la sfârșitul sezonului. Victoria CFR-ului din etapa precedentă, cea cu Petrolul, a pus oarecum presiune pe voi? Pentru toată lumea se aștepta să dați și voi la fel de multe goluri? Da, era un meci acasă, trebuia să ne facem jocul și cred eu că am făcut o partidă bună și am reușit să marcăm și 4 goluri. Sunteți pe drumul cel bun, Darius, simți că ați început să turați cumva motoarele, indiferent, chiar dacă aveți și partide mai slabe, iată, ați reușit să câștigați, eu știu, la Pitești, la scor mai strâns astăzi. Sigur, am reușit să câștigăm puncte și în deplasare, niște deplasări foarte grele. Ne va aștepta în continuare o deplasare foarte grea la UTA pe un teren dificil, dar cred eu că dacă intrăm montați și ne vom face jocul nostru, cred eu că vom obține victoria. Ați pregătit altfel acest meci, ținând cont de faptul că Mihai Pintilii n-a putut să fie alături de voi? Ați făcut ceva în plus la antrenamente? Păi, atât timp cât el este la antrenament și este lângă noi, pregătim aceleași lucruri și la meci încercăm să punem în practică. Te întreb pentru că echipa pare așa, că nici nu are nevoie de antrenor la cum joacă în acest moment. Da, normal, noi suntem, până la urmă, noi suntem cei care facem diferența în teren. Normal, ne ajută multe sfaturi de pe margine. Le așteptăm cât mai repede lângă noi. Dar chiar, voi mai băgați în seamă situația asta sau încercați să uitați că nu există, că sunt aceste probleme pe bancă și că, nu știu? Încercăm să ne adaptăm cât de bine putem și să ne facem noi treaba, în primul rând, în teren. Ești curios să afli și tu cine o să vină la echipă? Ori cine va veni, îl așteptăm cu brațele deschise și sperăm în continuare să continuăm pe aceeași
pantă ascendentă. Mulțumim. Mulțumim. Da, l-am ascultat și pe Darius Solaru. Haideți să revenim puțin la discuția de dinainte de pauză cu Leo Strizu. Credeți că va afecta în vreun fel decizia lui, nu știu, atmosfera în vestiar? Pentru că mie mi se pare că FCSB joacă în perioada asta și din cauza faptului, și datorită faptului că e o liniște acolo, e contrar a ceea ce pare din afară. Credeți că va afecta decizia asta? Nu știu cât de mult va afecta această decizie. Când, din ce informații erau în presă și cum era prezentat Leo Strizu, nu prea era băgat în seama asta, nu prea era lăsat să se apropie de echipă. Dar ce credeți? El chiar avea un rol acolo? Acum, vă cer doar părerea. Avea un rol acolo și el, nu, sau era, doar, era rol doar la meci? Nu cred că avea niciun rol, dar eu sunt curios, de exemplu, unul ca Iona Stam, un străin care acum... El ce înțelege din situația asta? Lui ce îi se spune? Pentru că absurdul, ca să mergem în continuare, acum FCSB are voie o lună să stea fără antrenor cu licență pro. După lună, eu zic să-l aduc înapoi pe Strizu, el să-și dea demisia. Ce observație ai făcut? Înseamnă cumva, ba nu, poate că Pintilie oricum e suspendat 4 etape. Nu, nu, acum, deci orice echipă are voie o lună să nu aibă antrenor cu licența pro, timp de o lună. Atunci, așa, bun, și Leo Strizu își dă demisia și Pintilie... Și vine, vine după o lună... Pe... Nu, dar Pintilie poate să stea. Da, că aici, da, aici vreau să ajung. Exact. Dar exact. Poate să stea dacă e suspendat 4 etape sau nu? Păi nu, te întreb pe tine, că tu ai ridicat asta. Da, nu poate să mai stea dacă e suspendat. Nu poate, deci, dar după cele 4, păi da, dar trece luna. Trece luna. Vine iar Leo Strizu, stă o etapă, își dă demisia și după aia voi o lună iară să... Trebuia să se gândească înainte la asta. Da. Înainte să fie suspendat Pintilie, ca să fie demisia. Da. Stau și mă gândesc că poate și de asta a făcut Leo Strizu asta. Nu știi cum e, la așa regulamente, așa... Reacții, da. Reacții, da. A, interesant. Păi, asta nu. Chiar sunt curios. Deci, Pintilie mai e suspendat sau nu mai e suspendat? Dacă păi nu e suspendat, mai patru etape. Asta nu, Răzvan a punctat foarte bine. Deci, dacă nu ai antrenor, dacă păi îți pleacă antrenorul, nu, da, ai voie o lună. O lună, da, exact. Da. Suspendarea deja este activă, deci trebuie să stea patru etape. Acum poate să vină din suspendare și... Păi și atunci mai, deci mai poate să stea un meci sau două, că după aia, deci după ce expiră suspendarea, trece luna, de care zici tu. Da, după aia trebuie să găsească pentru un meci măcar. Ce nebunie și ce situație ciudată. Hai să mergem din nou la declarații, să-l ascultăm și pe antrenorul Petrolului, Florin Pârvu. Bun găsit, domnule Pârvu, concluzii după această partidă, da, 11 goluri în 3 partide, cam mult. Da, e foarte mult, foarte, foarte mult. Vă dați seama, am întâlnit practic primele echipe din clasament. Am jucat la Faru, jucat cu CFR și FCSB. Știam acest lucru, jucăm cu această serie de meciuri foarte grele. Din păcate, în seara asta nu ne-am ridicat la nivelul adversarului. O echipă foarte bună, o echipă care joacă foarte bine acasă, cu mobilitate foarte bună, scrie foarte multe goluri. Din păcate, la scorul de 1-1 am făcut acel penalti și eu știu, cred că dacă intram la pauză cu 1-1, altfel era desfășurarea jocului în continuare. Da. Ne puteți explica totuși cum s-au luat aceste goluri? Ne așteptam să vă apărați mai bine după ceea ce s-a luat etapa trecută, să fiți mai precauți. V-am spus, o echipă foarte bună, o echipă cu jucători cu o tehnicitate bună, o echipă cu mobilitate foarte bună, individual sunt foarte buni, jucători care joacă la echipa națională. Uitați-vă la lot, uitați-vă la schimbările care le-au făcut. FCSB an de an se bate la campionat. Din păcate, noi nu am reușit să ne ridicăm, așa cum am spus, la nivelul adversarului. Încercând cumva să-i prindeți pe contraatac, era una dintre armele la care probabil vă dorea să apelați. Ați văzut și dumneavoastră că și chiar pe început de joc am avut ocazii de a marca. Aici a făcut, puteam să marcăm chiar în primele minute, prin Gicu Grozav. Da, a fost chiar o soluție de a-i prinde pe contraatac. Știam că se deschid foarte, foarte mult. Din păcate, v-am spus, am luat acel gol din penalti și aici s-a... Acolo credeți că s-a rupt? Da, nu? Acolo s-a rupt. Că m-am văzut foarte, foarte supărat pe acel... Da, pentru că până atunci eu cred că am jucat bine, am reușit să egalăm. Și acolo a fost, cred că, eu știu, acel moment când am căzut. Cât de mult vă îngrijorează situația actuală? Pentru că legați înfrângeri. Păi vă dați seama că nimănui nu convine să aibă atâtea înfrângeri. Și ce mă îngrijorează pe mine cel mai mult este că pierdem încrederea jucătorilor. Așa cum după meci am fost în vestiar și apelul meu către ei a fost să rămânem uniți, că vor urma meciuri foarte grele și unitatea de grup este foarte importantă.
Cum se vede următoarea partidă? O partidă contra unei echipe care este și da, acolo imediat după aceste trei imediat, că, cumva, uitați bine, că se termină meciul, mâine mergem la refacere, sâmbătă intrăm în cantonament, duminică avem joc, o succesiune așa de meciuri și uitați seama cu ce echipe. O echipă, un meci foarte greu, ne așteaptă duminică, dar în schimb jucăm acasă. Și cred că, eu știu, nu cred, cu siguranță vom face tot efortul pentru a reuși să câștigăm. Mulțumim. Seară. Da, domnilor, nu văd bine pe Petrolul. Nu neapărat așa că ar fi vreo lipsă de calitate acolo, dar nimănui nu pare să mai stă gândul la fotbal acolo. Cred că sunt niște război interne, nici nu vreau să știu. Dar, uite, Petrolul este în continuare pe locul 8, dar dacă la înjumătățire va avea, dacă rămân aceste puncte, dacă nu cumva se mai și recuperează față de ei, mai rămân cu 3-4 puncte. Adrian, diferență față de loc de baraj și, hai să zicem, maximum 5 față de loc retrogradat. Dar la cum arată echipele din a doua parte a clasamentului, Petrolul cred că va avea probleme foarte mari. Având astfel de probleme și fără bani, mă dau seama că jucătorii nu mai sunt așa concentrați 100%, determinați, nu mai au așa tragere pentru fotbal. Probabil unii se gândesc și prin alte părți la viitorul lor. Și cum ai spus, Petrolul este în pericol. Sperăm să nu fie ceva mai grav. Nu vorba de retrogradare, este de dispariție, dispariție de faliment. Sau... Asta e problema. Așa sunt zvonurile pe acolo. Da, pentru că am înțeles că sunt datorii și la furnizori și... Răzvan, noi vorbeam acolo nici municipalitatea, parcă nu e totuși, nu? Că dădeam noi exemplul de Arad acolo... Sau Ucluj, sau chiar și Hermannstadt. Da. Domnilor, cam asta a fost emisiunea de astăzi. Fotbalul se va continua pe canalele noastre. De mâine începe etapa cu numărul 29 și avem o partidă extrem de interesantă. Universitatea Cluj-Farul, iar două echipe cu obiective diferite, dar care niciuna dintre ele nu-și permite să piardă puncte. Mă rog, un Cluj, după evoluția din ultimele două etape, să zicem că și-ar mai permite. Oricum, avem multe ce să vorbim și în acest weekend. Urmează așadar penultima etapă din sezonul regulat. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. O noapte cât mai frumoasă!